Salutare, dragi Balanțe! Bine v-am găsit la un nou clip, bine v-am găsit la o nouă citire pentru luna mai. Am foarte multe mesaje pentru voi, așa că o să vă rog să rămâneți alături de mine. Revin imediat. Balanța. Citirea pentru balanță. Luna mai 2021. hai să vedem, dragii mei, ce mesaje are îngerul Gabriel, arhanghelul Gabriel pentru voi. Voi extrage o carte. Această italare este o italare generală. Nu luați de aici decât ceea ce vă servește vouă. S-ar putea unii dintre voi să vă regăsiți 100%, ceilalți s-ar putea să nu vă regăsiți absolut deloc, depinde. Dacă sunt mesaje pe care trebuie să le primiți, cu siguranță le veți primi. Dacă nu rezonați cu niciun mesaj, pur și simplu mergeți mai departe, este posibil ca Universul să nu aibă mesaje pentru voi în această perioadă. Mesajul Arhanghelului Gabriel pentru voi, editor, zona aceasta artistică, balanță, balanța este una din cele mai artistice zodii, de fapt cred că este cea mai artistică zodie, așa că nu este de mirare Proiectele tale creative sau legate de scris beneficiază de ajutor și sprijin. Poate vă gândiți să scoateți o carte. Poate vă gândiți să faceți ceva în perioada asta, să creați ceva în perioada aceasta. Iată că Arhanghelul Gabriel vă îndrumă să vă urmați visul. Foarte frumos! Voi extrage și un mesaj din Oracolul Îngerilor Îngerul tinereții, care spune așa: Pe măsură ce îmi împărtășesc entuziasmul, umorul și simțul practic, simțul distracției, mă protejez și onorez spiritul meu tânăr. Puneți în valoare această creativitate, sunt sigur că tu acum ai un plan. Ai un plan foarte frumos, vrei să faci ceva, vrei să crești ceva acolo. Urmează visul acesta, ai foarte mare încredere și um, um, luptă ca să reușești. Un alt mesaj pe care îl voi extrage este uh, o carte din Oracolul celor patru elemente. Acest car vine mai mult ca un sfat pentru voi. vorbește cu integritate. Nu spune decât ceea ce gândești cu adevărat. Evită folosirea cuvintelor pentru a te critica sau pentru a-i bârfi pe ceilalți. Aplică puterea cuvintelor tale pentru rostirea adevărului și pentru exprimarea iubirii. Un mesaj foarte important pentru tine: întotdeauna exprimă-te cu integritate. Exprimă-ți dorințele și fi foarte uh, direct în ceea ce tu îți dorești. Astfel nu vei avea probleme. Hai să vedem ce vă transmite tarotul. Cineva muncește la ceva, cineva acum pune bazele unei cariere, unui proiect. Foarte interesant, foarte interesant. Este să știți un succes ce va apărea. Poate vi se pare puțin greoi procesul acesta, dar gândiți-vă cine va ajunge la acest succes, în afară de voi. În domeniul acesta al muncii, al carierei, sunteți uh, foarte focusați în perioada aceasta. Dar uh, este o energie care vine și din trecutul vostru, este ceva la care voi deja ați început să lucrați. Da? Uh, și aici vorbim și despre investirea unor sentimente într-o relație. Avem în trecutul vostru apropiat o implicare într-o relație cu cineva care este foarte sexy, cineva care vă vi se pare foarte sexy, în care sunteți foarte îndrăgostiți. În același timp, simt aici nevoia unei alegeri. Această persoană poate să fie uh, gemeni sau tauri. Hai să vedem mai multe detalii. Da. La baza pachetului, 10 de bate, aceste griji pe care voi le aveți este energia generală care exprimă aici toată etalarea ta. Zecele acesta de băte îmi spune faptul că scopul acesta pe care tu ți-l dorești, indiferent că vorbim despre a fi cu o anumită persoană sau vorbim despre a face ceva pe partea aceasta de carieră, ți se pare foarte greu. Este ca și cum primești numai obstacole, ai foarte multe obstacole, nu știi cum să ajungi la persoana aceea sau nu știi cum să creezi lucrul acela pe care tu ți-l dorești. Ești așa într-o energie din aceasta de greutate, Poate unii dintre voi aveți chiar dureri de spate în perioada aceasta. Mă refer în momentul de față la faptul că mulți dintre voi vă gândiți la această persoană, la această iubire cumva imposibilă, așa o simt eu, și care iarăși va aduce foarte multe probleme, va aduce foarte multe uh, greutăți. Știți, sunteți conștienți cumva că vă faceți anumite iluzii, vă creați anumite iluzii, Visați acolo, cred că doar așa puteți să aveți persoana aceea mult mai aproape, visați la ea foarte mult. Știți cumva că este cu o altă persoană, avem aici un trei de cupe ce mi arată faptul că persoana respectivă este într-o altă relație. Nu contează că este o relație oficială sau nu, mai are pe cineva și chestia asta vă îngreunează sufletul. Aici avem um, sentimentul ăsta ca și cum vă pierdeți din punct de vedere emoțional, nu știți cum să faceți, că este o situație pe care cumva ați acceptat-o de la bun început. Așa simt. Repet, pe partea de carieră avem acest frumos șapte de monede, ce mi arată faptul că lucrezi, ai început de o perioadă de timp să crești ceva, să lucrezi ceva, să pui bazele aici la unei cariere frumoase sau unui proiect foarte frumos, care să știi că, by the way, o să-ți aducă foarte multe beneficii. Foarte multe beneficii pentru că am aici asul de monede. Astfel de monede semnifică succes pentru tine, semnifică o nouă direcție. Vezi că aici ai o șansă, ai o șansă foarte mare de afirmare, de exprimare. Nu o să fie chiar la îndemâna ta această șansă, nu o să se ivească așa deodată, însă va trebui cumva să o descoperi tu. Și aici este ceva ce ține de un talent de al tău. Deci nu vorbim despre uh, un domeniu din acesta în care tu te îndrepti neștiind despre ce este vorba, Pur și simplu, aici vorbim despre un talent de-al tău născut cu care faci bani. Scrii, cânti, pictezi, ceva se întâmplă aici. Mai, iunie și iulie vor fi trei luni pentru tine foarte bune. Chiar dacă aceasta este o talare pentru luna mai, îți pot spune treaba asta încă de pe acum. Cartea îndrăgostiții, iată, și o energie a trecutului tău. Această alegere. Vorbim despre o alegere pe care tu trebuie să o faci. Um, această persoană care te atrage extraordinar de tare, deci visezi la ea pur și simplu, poate să fie, repet, în Zodia Gemeni, nu este, nu este obligatoriu, însă sunt probleme, sunt probleme aici, sunt probleme pentru că această persoană este posibil să mai aibă pe cineva, 80% mai are pe cineva și tocmai de aceea cred că oscilezi foarte mult. Nu știi dacă tu ești persoana mai importantă decât cealaltă în viața lui sau în viața ei. Vorbim despre o sexualitate foarte puternică aici, vorbim despre zona amanților. Da? Nu este o relație clasică, nu este o căsătorie aici, pur și simplu este o, o relație ori extraconjugală, ori ieșită din context, ieșită din comun. Iată, iarăși, treiul de cupe. Clar, avem aici o relație, un trio amoros. Și um, nu prea să spun lucrurilor pe nume, dar repet, cred că este o situație pe care voi o oarecum ați acceptat-o. Va aduce împlinirea această relație. Vine din trecutul vostru, repet. Um, simțiți aici zona de confort, simțiți că este sufletul pereche, simțiți că este tot ceea ce voi vă doriți, dar e cu probleme. Am senzația că dacă nu există persoana aceasta în viața voastră, voi parcă refuzați orice altceva. Este ca și cum sunteți niște copii din aceea răzgâiați, care dacă nu primești jucăria pe care își o doresc, nu mai doresc niciun fel de jucărie. Vă retrageți, nu mai vreți să primiți alte oferte, să spunem, nu mai vreți să cunoașteți pe altcineva, nu mai vreți să întâlniți pe altcineva. Dacă nu este persoana aceasta nu mai este nimeni altcineva pentru voi. Bineînțeles că aici vorbim doar despre o stare. Nu vorbim despre faptul că lucrurile chiar așa se vor întâmpla. Nici de cum. Ai roata destinului să știi ce arată o schimbare majoră în viața ta. Da? Poate unii dintre voi deja ați intrat în această schimbare. Și șasele de bâte ce mi arată faptul că Cumva lucrezi la faima ta sau îți dorești să devii faimos, îți dorești să, să, să devii popular, nu neapărat faimos. Cartea Eremitului care vine la tine peste asul acesta de cupe, da? persoana asta care pe tine te împlinește foarte mult, cred că a trecut la un moment dat printr-o zonă de singurătate, a trecut prin niște sentimente de izolare, de singurătate. Poate veni și din situația aceasta pe care o trăim. Însă, aici este o carte ce vă invită la aprofundarea informațiilor legate de persoana respectivă. Trebuie să fiți cumva mai organizați. Trebuie să vă gândiți și din punct de vedere spiritual ce se întâmplă în tot acest triu amoros. Unde vă va duce acest triu amoros. Da? Aici sunt niște întrebări pe care voi trebuie să fi le adresați din punct de vedere spiritual. Dacă vă face bine, dacă nu vă face bine, unde vă duce toată această situație, da? Pentru că, din câte văd eu aici, este o relație cu probleme. Cu probleme, cu, cu foarte multe suișuri și coborâșuri. În prezentul vostru, avem aici regina de, de bute, avem opt de spade și cartea Judecata. Hmm. așa cum vă ziceam, dacă nu este această persoană, parcă nu este nimic. Unii dintre voi cred că ați dori să apelați și la lucruri mai puțin ortodoxe pentru a păstra această persoană în viața voastră. De asemenea, simt că Vreți să vă puneți la bătaie toate aturile pe care le aveți, toată senzualitatea, toată sexualitatea voastră, toată această pasiune pentru a atrage persoana aceasta, pentru a vă vedea, pentru a fi prezentă. Optul de, de spade mi-arată totuși cumva că din anumite obișnuințe ale tale îți reprimi îți reprim aceste sentimente. Pare că nu ești lăsat în totalitate să te exprimi, nu ești lăsat în totalitate să arăți ceea ce, ce vrei tu să arăți, pentru că ți este frică de părerea lui sau de părerea ei, de părerea celor din jur. Ai această teamă de a nu fi judecat și atunci simt că ți reprimi această sexualitate, această pasiune cu care tu, tu vezi lucrurile și le faci. Cartea judecata, să știi că arată în poziția ta... Încă un moment de reconsiderare a vieții tale. Deci, este o arcana majoră ce arată faptul că te pregătești pentru o nouă etapă, o nouă zonă. Este foarte interesant la tine faptul că toată această experiență pe tine cumva te va transforma și din punct de vedere spiritual. Va aduce niște noțiuni noi în viața ta, va aduce noi experiențe, noi viziuni. Judecata este. Cartea aceea care îți spune, hei, nu uita că mai este și Dumnezeu acolo, care vede și care uh, nu neapărat te judecă, dar uh, dacă nu este pentru tine sau nu este ceea ce ai tu nevoie, nu va face parte din viața ta. Cred că ai nevoie și de o înviere din aceasta spirituală, ai nevoie să înțelegi viața din uh, punctul ăsta de vedere, nu neapărat doar material. Și îți spun asta pentru că doar așa te vei debloca de energia aceasta a reprimării, da? Iată. Cum stă această femeie cuprinsă de aceste crunte săbii, și practic ea este singura care se poate dezlega de acolo, nimeni nu poate dezlega decât ea însăși. Și preferă cumva să nu vadă realitatea, preferă cumva să nu vadă ce este în jurul ei, dar și datorită temerilor, datorită fricii. Foarte mare, că cumva va fi judecată după modul în care ea se va dezlega de acolo. Da? Și cartea judecată, iată ce carte frumoasă! Iată ce carte frumoasă care ne cheamă întotdeauna la a ne noi pe noi înșine, la a lucra mai mult cu noi și la a vedea perspectivele și dintr-un punct de vedere spiritual, nu numai material. În viitorul tău apropiat, luna mai, avem aici cavalerul de băte, avem cavalerul de spade și 10 de monede. Din punct de vedere financiar, nu trebuie să-ți faci probleme, mulți dintre voi sunteți bine, veți fi bine. Repet, lucrați la un proiect, ceva ce vă va aduce bani. În următoarea perioadă, veți avea o reuniune în familie sau alături de cei dragi. Vă veți regăsi cumva unii pe ceilalți. O comunicare foarte bună, da? și uh, proiecte foarte frumoase în următoarea perioadă, planuri. Însă regele acesta de bâte cu regele acesta de spade, iarăși aici este o contradicție între ceea ce simțiți și ceea ce gândiți. Am senzația că vă grăbiți foarte mult. Deci, vă trageți și concluzii pripite și uh, trăgând aceste concluzii pripite, acțiunile voastre la fel, sunt grăbite. Nu stați foarte mult pe gânduri voi. Acționați din impuls, acționați la primul, primul stimul pe care îl aveți. Aici cred eu că este necesar pentru voi să depuneți mai mult efort. Da. Turnul. Turnul peste aceste două energii. Turnul peste aceste două energii, ceea ce înseamnă că veți termina cu haosul ăsta. Se termină toată această perioadă, dragii mei. Vedeți? Pronia divină. Exact ce vă spuneam. Dumnezeu nu ne judecă. Însă se uită la noi, ne privește și dacă el observă că ceva este în regulă acolo, pune capăt. Pentru că noi nu suntem în stare să punem. Nu vedem situația așa cum o vede el. Și dacă consideră că ceva acolo în viața noastră nu este benefic pentru noi, nu ne ajută. Sau mai mult decât atât, ne pune piedici în dezvoltarea noastră ne împiedică să, să facem ceva frumos, să facem ceva creativ, atunci se va distruge de la sine. Ceva se va întâmpla aici în următoarea perioadă, da? Cu bărbații ăștia, pentru că simt că este vorba despre doi bărbați, unul este într-o zodie de foc, unul este într-o zodie de aer. Nu este obligatoriu dar aici se va termina, veți începe o nouă etapă, văd și pe plan profesional, avem aici o bucurie, cel puțin pe plan profesional vă merge bine. Planul emoțional, în schimb, mai puțin bine. Cavalerul de monede, ce semnifică în poziția voastră nevoia de stabilitate și nevoia de consecvență. Și cinciul de cupe. Iată. Fii consecvent în ceea ce îți dorești, gândește la rece lucrurile, poate ai nevoie și tu de o transformare. Cinci de monede mi-arată, bineînțeles, emoția aceasta tristă pe care tu o resimți în urma acestor experiențe. Faptul că nu ți-au ieșit lucrurile așa cum tu ți-ai dorit. Putem vorbi despre o renunțare aici, putem vorbi despre o zonă din asta profesională în care nu mai ești mulțumit. Există o nemulțumire foarte mare aici, dar care vine din trecutul tău și din experiențele pe care tu le-ai trăit. Lucrurile, oricum, să știi că se vor aranja într-o ordine uh, la care tu nu te gândești în momentul de față. Trește prezentul acesta, încearcă să te exprimi așa cum simți, însă fii atent la acțiunile tale. Cam acestea sunt mesajele mele pentru voi, dragii mei. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați fost alături, sper să vă ajute aceste mesaje. Până data viitoare, eu vă îmbrățișez, vă doresc o zi minunată și nu uitați să aveți mare grijă de voi!